Femeia vinovată de producerea accidentului spune că nu a văzut indicatorul stop. Căuta cu privirea un loc unde să meargă la toaletă când a lovit destul de puternic o altă mașină care circula regulamentar. Din fericire, nici ea, nici celălalt șofer nu au fost răniți. Eu acum mergeam spre Orșova, numai că vroiam să merg undeva la toaletă. Și tot am căutat un... Și nu erați atentă? Mă uitam de un loc unde să opresc, să intru la toaletă. Șoferul celeilalte mașini spune că nu avea viteză, dar a tras o sperietură zdravână când autoturismul său a fost izbit în urma impactului direct în zidurile unei case. Eu am venit pe parcaj, m-am venit în spate și m-am întors cu... M-a aruncat în casă. Martorii care locuiesc în zonă cred că intersecția ar trebui semaforizată. Aceasta ar fi soluția pentru a împiedica producerea unor noi accidente în zonă. De ună zi a mai fost un accident în zonă și am apelat la serviciile dumneavoastră, media, dar și la înțelepciunea oamenilor de la primărie, limpede pentru mine, că aici trebuie amplasat, montat un semafor cu cele trei culori. Femeia vinovată ar fi trebuit să rămână fără permisul de conducere, dar în urma unei constatări amiabile a scăpat doar cu plata daunelor. Trei accidente de circulație au avut loc în ultima lună la intersecția străzilor Independenții și Mareșala Vărescu.